Venim acum în întâmpinarea dumneavoastră cu noutăți din cercetare, dragii mei. La Institutul de la Fundul a fost creat și testat un hibrid nou de porumb. Ce caracteristici are, dar mai ales când va fi disponibil pe piață, aflăm urmărind împreună materialul. Bună ziua, alături de cine ne aflăm? Mă numesc Teodor Martura, sunt șeful laboratorului de ameliorare a porumbului în cadrul Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Fundulea, Agricola Fundulea. Una din prezentările susținute în cadrul acestui eveniment s-a vorbit despre acest hibrid de porumb Felix. Ce perspective oferă acest hibrid nou? Institutul de la Fundulea a realizat de-a lungul timpului o serie foarte importantă de hibridi reușiți, productivi, rezistent la secetă și arșițe, cei mai cunoscuți fiind Ol și 376. Cu toate acestea, în ultimul timp am înregistrat noi hibrizi, hibridul Iezer, hibridul Fundulea 423, în urmă cu 3 ani un hibrid de calitate excepțională care a fost cerut de industria alimentară. Avem comenzi an de an, chiar nu putem face față, că el nu e extins prea mult, dar comenzile există pentru sămânță. Iar în acest an, așa cum ați văzut, am înregistrat un nou hibrid de porumb, Felix. Cu ce vine Felix față de hibrizii mai vechi, să zicem așa? În primul rând, cu o producție bună, foarte bună, și o stabilitate a producției în toate condițiile agroclimatice și, în special, rezistență la secetă și arșiță. Aceste calități ale hibridului fac din hibridul Felix un hibrid de viitor, mai ales că vine cu o calitate în plus față de hibrizii omologați anterior, această calitate fiind perderea ușoară, mai ușoară a apei din bob. La acest capitol, Institutul de la Fundulea sau hibrizii creați de Institutul de la Fundulea a fost puțin în dezavantaj, deoarece majoritatea hibrizilor creați la Institutul nostru pierdeau apa greu. Erau hibrizi semi-tardiv sau tardiv. Ne-am străduit mult în ultimul timp și ne străduim ca să creăm hibrizi semi-timpurii și cu o perdere mai bună a apei din bob. Aici noi aveam, cum să zic așa, o mică problemă pe care încercăm să o îndreptăm și credem că prin acest hibrid e doar un început pentru a realiza și a crea pe viitor hibrizi semi-tardivi, semi-timpurii, productivi și cu calitate în ce privește pierderea apei din bob. Dacă am putea să vorbim așa și făcând o comparație cu alți hibrizi, hibridul Felix față de alți hibrizi creați la Fundulea, calitatea este puțin mai slabă decât hibrizii noștri, dar procentul de proteină realizat, conținutul de ulei și de amidon, se înscrie în hibrizii care sunt pe piața lor actuală. Adică, în general, hibrizii calitativ creați la Fundulea nu aveau și în general, hibrizii care au o calitate bună, mai ales conținut de proteină mare, nu au și o productivitate mare. Deci, o corelație negativă există între calitatea hibridului și producția. Asta, în mod general, nu putem merge, foarte rar putem crea hibrizi, adică cu o productivitate excepțională, excelentă, dar în același timp să aibă și calitate bună și mă refer aici în special la proteină. Sigur că în actualele condiții tocmai se cere ca hibrizii creați să aibă deja de la crearea lor
o destinație cumva spre ceea ce cere industria și ne referim aici la hibrizi proteici care este rus pe industria alimentară, în creșterea animalelor, în special venind cu apă mare de proteine, dar să cere în același timp și hibrizi cu procent mare de amidon și calitatea amidonului, un raport între amiloză și amilopectină, deci trebuie să fie un raport anume, să cer și acești hibrizi cu conținut mai mare de amidon, în special pentru în industrie, pentru obținerea amidonului și de aici mai departe alcool, în industria obținerii hârtiei, vopselelor și așa mai departe. Deci o multitudine de întrebuințări au și hibrizi conținut mai mare de amidon. Deci, în concluzie, hibridul Felix e un hibrid care se încadrează și, în special, el fiind realizat în cadrul unui proiect pe care noi l-am obținut de la Ministerul Agriculturii și proiect care prevede, în special, crearea de hibrizi foarte bine adaptați pentru noile condiții climatice atât de schimbătoare de la o zi la alta, care într-adevăr ne creează și nouă, celor care ne ocupăm cu ameliorarea hibrizului de porumb, probleme deosebite. Și în special ne gândim aici la rezistența la secetă, la rezistența la arșiță, dar în același timp rezistența la frângere și cădere, care e un element extraordinar în ziua de azi. O furtună mai mare poate să ducă la pierderea producției. Pur și simplu, și eu am trăit asemenea momente când vijelii, mai spre toamnă, în special când deja se trece pe faza de maturitate, era lanul jos, la pământ, pur și simplu. Și aici, deci noi încercăm foarte mult să venim cu aceste caractere, adică rezistență, frângere, cădere și productivitate, rezistență, secetă și arșiță. Și nu în ultimul rând, la fundurea se pune accent foarte mare pe calitate a producției, în sensul de rezistență la boli și dăunători. Și aici venim cu, în special, rezistența la fuzarioze. Noi la fundurea facem testări în condiții artificiale, deci pur și simplu infestăm plantele în anumită fază, în lapte-ceară, artificial, și încercăm să creăm și să facem o selecție de rezistență la fuzarium. Fuzarium, în general, specia, sunt foarte multe specii de fuzarium și care duc la cumulul de toxine, de fitotoxine. La porumb, în special, aflatoxina ne dă probleme deosebite și e monitorizat la nivel european. Și mai mult de atât, chiar destinația porumbului, recolte de porumb, face, se duce spre alimentație umană în funcție de conținutul de toxine din aerea sau spre altă orientare dacă se depășesc unele limite în ce privește toxinele.